Astăzi mergem să ne facem sprâncenele și genele. Abia aștept. Nu mi-am laminat niciodată nici sprâncenele, nici genele. Bună, dragilor! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Așa cum v-am spus, mergem să ne laminăm sprâncenele. Sprâncenele mele în lumina soarelui sunt aproape inexistente, la fel și genele, așa că eu n-am făcut lucrul ăsta niciodată, așa că astăzi fata care mi-a făcut unghiuțele o să-mi facă și sprâncenele. Am împing aici un stâlp, aștept tramvaiul, dar cred că nu mai vine, așa că o să facem un fel de before and after. Am mari așteptări în ceea ce privesc sprâncenele. În schimb, la gene, nu știu dacă poți să faci din nimic mai mult de nimic, că nu am cine știe ce gene. Vedem după cum arată. Da, și astăzi facem un vlog. Să vedem ce mai facem pe acasă. Dacă tot mi-a trecut tramvaiul, am zis să stau puțin de vorbă cu voi. Ăsta este after. Arată extrem, extrem de bine. Îmi plac extrem de mult sprâncenele. Na. Am și eu sprâncene acum. Și genele arată foarte bine. Genele i-au dat mari bătăi de cap. Mari. S-a descurcat. Nu știu ce a fost în capul meu, de nu m-am dus eu la baie înainte să plec, am o nevoie urgentă, dar acum trebuie să aștept până acasă. Aștept tramvaiul și voiam să îmi admir așa puțin sprâncenele care arată super, super. Nu ies, cred că am atât de mult păr. Iar genele au fost destul de încăpățânate, nu prea au vrut să stea la locul lor, dar până la urmă a ieșit treabă foarte bună. Am pe aici puțină vopsea, le-am laminat și mi se pare că arată foarte bine. Să poate, parcă m-aș fi uitat numai la mine acum că am sprâncene. Nu pot să mă spăl, nu știam că nu pot să mă spăl pe față 24 de ore. Dar nu mă spăl. Sunt 22 de grade afară, dar e destul de frig, așa că o să-i scot pe copii în parc astăzi, cred. A venit și un pachet de pe Shein și o să desfacem un pachet împreună. Mi-am comandat ciorapi de pe Shein pentru că mi-am făcut curățenie în ciorapi și mi-am dat seama că nu am și eu așa ciorapi mai serioși. Bine, mai serioși, că nu mi-am luat deloc ciorapi serioși. I-am cumpărat și lui Aileen câte ceva, o să deschidem pachetul împreună și apoi poate ieșim puțin prin parc, vedem ce facem. Dar până atunci vă las să vă mai uitați puțin la genele mele și sprâncenele mele. Da, mi-au lăcrimat foarte mult ochii și din cauza că mi-au lăcrimat ochii destul de mult, a avut mai mult de muncă. Dar, într-un final, e și puțin perfecționistă fata la care îmi fac eu. Mie așa mi se pare că e puțin perfecționistă, să stea fiecare fir de păr și să nu se miște nimic, ceea ce e foarte bine. Dar a durat mai mult decât ar fi durat dacă stăteau liniștite firele de păr. Bun, hai că mai vorbim de acasă și deschidem un pachet de pe Shein împreună. Sunt ciorapi în principiu și câteva lucrușoare pentru Aileen. Și parcă am comandat și niște farfurii, dar nu mai știu sigur, așa din plastic, pentru că am rămas fără farfurii de plastic. Și oricum vedem împreună. Da, ne auzim de acasă.
Am ajuns eu frumos acasă și încercam să o conving pe mama să iasă cu copiii afară. Mama a spus că iese cu ei, dar trebuie să facem și niște cumpărături și am rugat-o să iasă cu acești frumoși doi copilași afară ca să rămân eu acasă să gătesc. Te ești tu, Adem? Haide sus! Opa sus! Opa sus! Vrei biscuit? Ți-aduce mami biscuit. Ți-aduce mami. Ia. Un, doi. A, păi dacă îl dai jos nu e bine. Da. Și după ce ne-am hotărât că mama o să iasă la cumpărături și o să-i ducă pe copii în parc, Aileen spune: da, Aileen nu vrea cu mama e în parc, Aileen vrea cu mami. Și tot încercam să o conving să Aileen să vrea cu mama e. Am și mâncat ceva și mi-am uitat aparatul acasă. Vrei să dai jos? Hai, dă-te jos. Și până la urmă a trebuit să ies eu, pentru că Aileen a spus că vrea în parcul fără nisip, adică cu acest, nu știu, rumeguș mai mare. Stați așa că mă sună mama. Am lăsat-o pe mama să gătească, dar nu i-am lăsat din ce să gătească. I-a spus să facă un orez cu legume, dar nu eu n-am orez. Așa că i-am spus să facă o supă cremă de linte și o ciorbiță. Da. Vrei să te ajut? Dar vino pe ăsta aici, că pe ăsta poți să te urci singurică. Am ajuns acasă, vă spuneam că eu cred că mi-a venit un pachet de pe Shein, dar nu mi-a venit niciun pachet. Mi-a venit, de fapt i-a venit luat un pachet cu niște pudră proteică. Da, și n-am știut, dar eu nici nu m-am uitat în aplicație să văd când îmi vine. Ușor, te rog, ușor să nu faci bubu. Se urcă pe toate lemnele astea pe aici. Da, și a venit luat nanul în pachet, dar până când o să editez eu clipul ăsta, probabil că o să vină și pachetul ăla, așa că probabil voi o să vedeți în clipul ăsta și unboxing-ul la pachetul de pe Shein, pentru că azi, mâine, poi mâine trebuie să vină. Și o să-i facem un unboxing, dar în mare parte v-am spus, am luat ciorapi, ceva pentru hăinuțe pentru Aileen și tot așa, nu mai știu ce am mai luat. Dar nici nu știu când o să vină, dar ar trebui să vină, că am dat deja comandat de ceva vreme. Știu, vine să mișc așa din sprâncene când mă văd. M-am admirat puțin în oglindă, m-am dus, m-am uitat la gene, la sprâncene și mă gândeam, wow, cum arată sprâncenele mele. Arată foarte bine, dar și genele, uitați-vă, voi zici că-s dată cu rimel. Și că durează 6 săptămâni până când se duce efectul. Peste 6 săptămâni o să fim în România, dar când ne întoarcem din România, sigur o să mă mai duc să mi le facă, dacă o să vrea să mi le mai facă, pentru că a fost destul de greuț. Adică greuț în sensul că nu stau genele așa cum le punea ea pe lipiciul ăla. Mă uitam de Aileen că era la topogan acum 2 secunde și acum e în partea cealaltă. Mama gătește, eu sunt cu copiii în parc. Adnan a plecat până în Amsterdam. Acum a plecat, înainte să plec eu de acasă. Are o petrecere astăzi în onoarea lui, cumva. Și sunt așa mândră de el. Dar partea nașpa e că în seara asta suntem singurei acasă. El o să ajungă târziu acasă. Da, asta este. Dar e bine. E de bine ce se întâmplă. Da. Bun. În continuare voi o să vedeți unboxing-ul de pe Shein. Iar, da, noi o să ne vedem în clipul următor. Bye! Noi ne dăm în leagă aici.
dar îmi bate soarele ăsta. Trebuie să-mi iau și o pereche de ochelari așa mai serioși. Că mă tot strâm la soarele ăsta. Eu nu prea mai știu cum să mă comport când e soare, că aici a plouat în continuu. A venit pachetul de pe Shein și Aileen deja s-a îmbrăcat în acest set. Dar o să-l dăm jos și ne luăm pantaloni, mami, că e puțin răcoare. Nu chiar în pantaloni scurți așa, da? Haide să-l dăm jos. Uite, ai și eticheta pe tine. În spate este eticheta, mami. Sus aici, la gât. Da, hai să dăm jos, să spunem mami pantaloni. Vino. Nu. Haide, mama. Între timp a venit și comanda de pe Shein. Haideți să vă arăt ce am comandat. Eu am comandat lui Aileen 3 seturi, pe ăsta l-ați văzut deja. Ăsta este cu rochiță și cu tricou. Ăsta e cu pantaloni scurți și tricou. Ăsta e cel mai drăguț dintre toate. Aici rochița îi vine puțin cam lungă, dar se poate scurta de aici. Dar chiar și scurtată tot îi vine lungă. Și avem și strawberry. Încă un set cu iepuraș. Foarte drăguț și ăsta, doar că tot așa îi vine puțin cam strâns aici. Să vedem. I-am mai comandat o gentuță. Nu este încântată de ea. Dar e drăguț. I-am comandat gentuța asta în ideea că acum plecăm în România peste o săptămână și să aibă și ea o gentuță așa mai drăgălașă. Dar nu vrei place. Adem a fost mai mult încântat. Mai bine o luam pe albastru. Dar e drăguță. Culoarea nu este chiar ce se vede aici. Este puțin mai roz. E un roz bombon, așa. Aici mie mi se pare cel puțin în telefon că se vede roșu. Ia să vedem poate în altă lumină. Dacă era culoarea asta care se vede pe telefon, în telefon era mult mai drăguță, dar așa rozul ăsta bombon, mă rog, e drăguță pentru ce ne trebuie nouă. Am mai comandat niște farfurii din astea mici, dar bine, eu credeam că sunt mai mari, dar sunt mici, adică sunt foarte mici. Da. 7, mama, 7. Dar sunt foarte bune pentru ce am eu nevoie. Chiar mai bune decât dacă ar fi fost mai mari. Tot aici i-am luat lui Aileen o pălărie și o gentuță, așa în set. E foarte, foarte absolut adorabilă. Asta îi vine puțin cam mare, dar cred că o să fie destul de bună. Mai am eu aici niște ciorapi. Ciorapii ăștia parcă mi-a mai comandat odată. A, nu ăștia. Uite, pe ăștia mi-a mai comandat odată. I-am mai arătat odată pe ăștia așa și ăștia sunt pe același principiu, doar că diferă desenul ăsta de aici. Ia să deschidem. Ce mi-a arăs, mami, ăla e plus. Și cred că sunt și puțin mai lungi astea. Dar nu sunt ciorapi pe care să îi mai porți cu atâta plăcere și la a doua purtare, adică după ce îi speli. Se face materialul nașpa. Tot ciorapi. Ăștia sunt mai multe culori. Plus, mami, plus. Așa. Tot ciorapi, după cum vedeți, majoritatea sunt albi. Aici, ăștia sunt puțin mai diferiți. Ăștia sunt niște ciorobei foarte drăguți, dar nu știu ca și materialul cum sunt, vom vedea. Au niște urechiuși așa care ies de aici.
Ce drăguți sunt. Mai am aici un pachet de ciorapi. Așa. Și cam asta e tot ce am comandat de pe Milet. Ca și mărimea au venit foarte ok, adică mărimele mi par a fi bune, oricum sunt foarte elastice, adică plus. Da, și cam astea sunt toate lucrurile pe care le-am comandat de pe Shein. Ne vedem în clipul următor. Bye!